32 ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară. Din consultarea condiții de prezență, rezultă că din cei 17 consilieri sunt prezenți toți. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a supune spre aprobare procesul verbal din 17 noiembrie 2022. Da, bună ziua. Supunem spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu număr de 17 consilieri. Vă rog, domnul președinte, să supuneți spre aprobare ordinea de zi a ședinței de astăzi, cele 12 puncte, plus 5 puncte suplimentare care v-au fost transmise prin adresa de e-mail. Supunem spre aprobare ordinea de zi cu cele 12 puncte, plus 5 puncte suplimentare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu număr de 17 consilieri. Trecem la punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022. O să vă rugăm, domnul președinte, să ne permite să punem spre aprobare, să discutăm rectificarea bugetară, pentru că doamna contabil are termen de ajuns la BACO cu documentele. Deci vă rugăm să propunem spre aprobare, să-i dăm cuvântul doamnei contabil. Să dăm cuvântul doamnei contabil, pentru că doamna se grăbește. De la Bacău. Rectificarea de astăzi privește cele două adrese primite de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice. Prima adresă este pentru finanțarea programului pilot de acordare a suportului alimentar pentru Școala Scarlat Longhin, cu suma din TVA de 832.000 lei, iar cea de-a doua adresă este suma alocată pentru bursele copiilor tot din Școala Scarlat Longhin, în sumă de 899.000 lei. Iar o nouă influență în rectificarea de astăzi este diferența la ajutorul de încălzire în comparație cu anul trecut de 270.000 lei. Deci 832, 899 și 270. Influența rectificării bugetului local este de 2 milioane și 1.000 lei, după anexele care le am prezentat. Atât. Avizul comisiei? Aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? S-a votat cu număr de 17 consilieri. Plăcere. Sună. Da, deci trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidențele fiscale a sumei cu titlul de amendă la unui contribuabil decedat. Continuă. Avizul comisiei. 5 voturi pentru. Supunem la vot. Cine este pentru? S-a votat cu număr de 17 pentru, împotriva, abține, s-a votat cu număr de 17 consilieri. Vă scuzați, am un pic de emoții. Trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local pentru achiziția materialelor în vederea realizării construirii lăcașului de cult, capelă mortoară, la parohia 1 Ortodoxă, Adormirea Maicii Domnului Dofteana, sau Dofteana, cumna Dofteana. Dacă îmi permiteți, domnul președinte. Bună dimineața și bine ați venit la ședința de astăzi, din 29.11.2022. Pot să vă dau explicații despre acest proiect de hotărâre în legătură cu contribuția financiară a Unității Administrative Teritoriale Dofteana la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Dofteana, acolo unde este păstorită de părintele David Isache, în care ne-a făcut o cerere cu aprobarea Consiliului Parohial, solicitând câteva materiale de construcție în vederea construirii unei capele mortuale. Vă dau citire la materialele care au fost și au stat la baza necesarului. Încep cu materialul lemnos, grinzi 12x12 de 4 metri, 15 bucăți, grinzi 12x14, 7 metri, 12 bucăți, căpriori 8x12, lungimea 5 metri, 30 de bucăți, asterială 2,5 metri cub și șipci de 2,5, 150 de bucăți. Fier beton,
60 de bare de 6 metri, 50 de kilograme de fier de fișase, BCA 4 paleți, bolțar pentru fundație 140 de bucăți, sârmă ferar 10 kg, sârmă calotă 10 kg, cuie 3 cutii, cuie de 7-3 cutii, adeziv BCA 20 de saci, ciment 2 paleți, sort 15 metri cub. Aproximativ 20.000 de lei, deci 200 de milioane, sume de bani care le aveți în proiectul de hotărâre și vă propun spre analiză și aprobare, în afară de cei 20.000 de lei, că sigur nu sunt de ajuns, mulțumesc celor care au contribuit cu sortul necesar, că au depășit 20 de metri cub, societăți comerciale din Dofteana și alte societăți de la materiale de construcții, în afară de aceste sume de bani, inclusiv cetățenii din Dofteana care au contribuit financiar, pentru că tabla pentru acoperiș și celelalte componente care stau la baza construcției sunt asigurate de către contribuția cetățenilor din Dofteana, pentru că acoperișul va fi legat prin construcție de grupul sanitar care l-au dumnealor acolo să vină una și același acoperiș. Dacă aveți discuții, vă rog frumos. Da, avizul comisiei. Aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu număr de 17 consilieri. Proiect de hotărâre privind completarea HCL numărul 12 din 30 ianuarie 2022 cu aliniatul 3 și 4 la aliniatul 1 și aliniatul 2 la articolul 2. Domnule primar? Da. Se referă la ce? Modificarea acestei hotărâri ale Consiliului Local din data de 30 ianuarie 2022 și anume se interzice circulația pe drumurile publice, comunale și vicinale, autovehiculor și vehiculor cu tracțiune animală care transportă material lemnos sau alte obiecte care pot afecta sau distruge îmbrăcămintea de asfalt sau balast. Și la aliniatul 2 se interzice ocuparea și folosirea domeniului public și privat al UAT Comuna Dofteana în scop personal sau economic, fără acordul autorităților publice locale în baza prevederilor legale. La ce se referă? Primul articol, articolul numărul 1, se referă la interzicerea circulației pe drumurile publice, comunale și vicinale, a celor care transportă material lemnos târâș cu calul, cu vaca sau cu alte atelaje sau trase de pe tractor, materiale de construcții, mă refer la fierbeton care i-am găsit deja, a luat fierbeton de la material de construcții și nu a ajuns departe decât de la Vlad Lăzărescu la gară până pe Hăgheacu, materialul tras după ei, asfalt proaspăt turnat, sau pe Valea Codului sau pe Valea Lărgii, lemne aduse trase de căruță care leagă câte un buștean ca să nu alerge animalele, așa, și le trage pe asfalt. Chiar nu avem un cadru legal bine stabilit, de așa natură să putem să-i sancționăm. I-am prins pe camerele la vedere sau din alte informații pe care le are poliția locală și în aceste condiții vă supun spre analiză și aprobare modificarea hotărârii Consiliului Local din 30 ianuarie 2022 cu aliniatul 1. E vorba despre aliniatul 2 cu ocuparea și folosirea domeniului public și privat al UAT Comuna Dofteana. Nu mă refer numai la cei care parchează, dau un exemplu, pe Osoi. Am turnat primul strat de asfalt, prin proiectul pe care îl avem, fiind primul strat turnat, timpul nu ne mai permite ca noi să putem să montăm și canalizarea apelor pluviale, care ocupă o lățime de 60 cm și apoi acostamentul din balast. Sigur, dumnealor parchează, ocupând o bandă de circulație, iar utilajele care dezăpezesc localitatea, bineînțeles că nu încap. Pe timp de noapte, după cum știți, mai interupem și iluminatul public datorită faptului că trebuie să facem un pic și de economie. Îi accidentăm o mașină parcată și apoi are și pretenții. Acolo unde e posibil, și toți, marea majoritate dintre dumneavoastră sunteți conducători auto, e posibil și poți să o parchezi în afara acostamentului, fără a periclita
persoanele din jur, fără a periclita sănătatea populației sau alte autovehicule rutiere care circulă din sens invers sau pe același sens. Sau alte persoane care depozitează material lemnos. O parte pe carosabil, o parte în afara carosabilului. Sau alte persoane care merg cu autovehicul rutier cu autobasculanta, basculează mașina cu lemne în fața porții, exemplu cum sunt și pe Seaca, și am văzut și în alte locuri și în Cucuieți, basculează material lemnos pe asfalt, care vă recomand ca să vă informați cât costă un metru pătrat de asfalt sau un kilometru de asfalt și o să vedeți cam cum și cu ce eforturi s-au asfaltat în localitatea noastră atâtea străzi. Motiv pentru care vă supun spre analiză și aprobare interzicerea și ocuparea folosirea domeniului public și privat al unității administrative teritoriale fără acordul nostru. Depozitează mai multe, depozitează ciocan, depozitează fân și multe, 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 unde? În drum. Dacă are o mașină în drum, dacă își mai ia și un tractor tot în drum, na, am făcut și noi prin poliția locală sau chiar și eu sau alte persoane, ne-am uitat peste poartă, poarta îi pavată cu pavele, curată în curte, exemplar, lemnele le tai în drum, lemnele le introduce înăuntru, rumegușul rămâne în stradă, fără o înștiințare la poliția locală, nu își face curățenie. Sau cei ce transportă agregate, mă refer la balast, balastează în drum în fața porții, ca așa îi spune beneficiarul, și a plecat. Folosește 2-3 roabe sau cât are nevoie și restul rămâne acolo. Și acum am văzut și în Bogata și în toate satele este așa. Și apoi ne întrebăm de ce nu putem să dezăpezim. Dacă e deranjat cu plugul grămăgioara de asfalt, nu, de balast sau ce are el depozitat acolo, deja nu-i bine. Intrăm în conflict cu ei. Motiv pentru care recomand tuturor să-și introducă autovehicule rutiere în curte și în mod special recomand celor care de la magazinul central, din centrul comunei Dofteana, pe DJ 116D, care face legătura între Hădeac și centrul localității Dofteana, cel puțin joi, pe data de 1 decembrie, odată cu sărbătoarea națională a României, să introducă toate mașinile în curte sau să le ducă în alte locuri, că avem parcare destul de mare la piață și în spatele pieței, încât merg câteva sute de mașini. Să nu fie cazul să apelăm la cei care se ocupă cu ridicarea autovehiculelor rutiere pentru că costă destul de scump. Deci toată lumea să-și introducă mașini în curte sau să le ducă în altă zonă, mai ales luna lui decembrie, în fața unității administrative teritoriale Dofteana, va avea loc pe scena, acolo unde vor defila parada urcilor pe data de 31 și premergător paradei urcilor, avem datini obiceiuri, cei care vin ne colindă, ne ură, atât copii cât și adulți, vin la unitatea administrativă, care vin marea majoritate cu cadre didactice, cu mașini. Noi nu avem unii parcat pentru că sunt persoane care își lasă mașina în fața locului vacant pe domeniul public la Părintele Isache sau în fața casei de cultură sau în fața scene, așa, pleacă care treabă nu știu unde în ce localitate, la Abjuz sau pleca la București, lasă mașina acolo, gândindu-se că este în siguranță. Uitați că nu este în siguranță și îi rog foarte mult să îndepărteze mașina, să o ducă în parcarea de la piață, pentru că acolo merg 49 de autovehicule rutieri pe teren marcat, inclusiv în spatele pieței care merg câteva sute de mașini. Vă supun spre analiză și aprobare atât articolul 1 cât și articolul 2 din hotărârea Consiliului Local de astăzi. Avizul Comisiei? Comisia de dedică aviz favorabil. Cine este pentru? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? S-a votat cu număr de 17 consilieri. Se duce la următorul punct. Se propune finanțarea de la bugetul local pentru achiziția unui brad de Crăciun cu o înălțime de aproximativ 10 metri, care va fi poziționat în curtea interioară a primăriei comunei Dofteana. Da. Deja bradul este achiziționat, este pus pe poziție acolo unde îl punem fiecare an, ornat, și urmează că la data de 1 decembrie, odată cu Ziua Națională a României, să-i dăm drumul și la iluminatul public și la iluminatul de pe bradul de Crăciun. Vă supun spre analize și aprobare acest proiect. Avizul Comisiei? Favorabil, 7 voturi pentru. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? S-a votat cu număr de 17 consilieri. Trecem la următorul punct.
se propune aprobarea transferului contractului de concesiune numărul 7607 din 19 iulie 2011 privind concesiunea terenului în suprafață de 29 metri pătrați situat în intravilanul comunei Dofteana, strada principală numărul 102, de pe întreprindere individuală Alupe S. Elena, pe persoană fizică Alupe S. Elena, care urmare a cererii numărul 18612 din 17 noiembrie 2022, precum și renegocierea redevenției în baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat. Da. În condițiile legii am procedat astfel. Doamna Alupe Elena, care are concesionat de la noi o suprafață teren în centrul localității Dofteana, intenționează să vândă acea construcție. Domnule, având construcția respectivă pe II sau AF ce are domnule acolo, bineînțeles, s-a apucat în cursul anului 2022 și a radiat societatea domnule fiind nefuncțională, o declarat-o la Registrul Comerțului și în condițiile astea nu putea să o vândă pentru că societatea nu mai exista. În condițiile legii, ne permite legea să o transferăm de pe II pe persoană fizică, ca dumneavoastră să-și poată intambula proprietatea și să facă un act de vânzare-cumpărare. Și, bineînțeles, majorarea redevenței în baza unui raport de evaluare și expertiză pe care a fost făcut și plătit de cel care l-a și comandat. Deci o să plătească raportul de evaluare și expertiză, majorarea redevenței față de cât era înainte, acum este altceva, nu o sumă mai mare, dar oricum este nu semnificativă, dar este destul de mărișoară față de celălaltă cum era înainte. Cine va fi nou proprietar va prelua terenul de sub clădire, terenul este proprietatea primăriei, va plăti redevența și va continua activitatea economică așa cum a fost solicitat de prima dată, fără să-i schimbe destinația. Deci tot comerț va face. Poate să facă prestări servicii, frizerie sau altceva, sau medicină veterinară sau ceea ce fac ei acolo. Dacă aveți discuții. Avizul comisiei. Comisia juridică, aviz aprobat. Cine este votul pentru? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. S-a votat cu număr de 17 consilieri. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind finanțare pentru realizarea obiectivului de sfințare pod peste râul Doftenița în satul Ștefan Vodă, comuna Dofteana și întocmirea documentației de demolare a construcției podes din lemn cu suprafață cale de rulare 40 metri pătrați situat în intravilanul satului Ștefan Vodă, comuna Dofteana, județul Bacău, având număr cadastral 64.823 C1. Domnule primar? Da. E vorba despre un proiect de hotărâre, practic o să fie două, cum mai avem unul, e vorba despre acele două poduri care le-am înscris în proiectul pentru Angel Salini și a fost aprobat. E vorba despre podul, care vă spunea domnul președinte, podul, cum spunem noi, la Fofonel, care face legătura între Ștefan Vodă și Hădeac. El va fi demolat, bineînțeles, va fi radiat și din inventarierea domeniului public, cu autorizație de demolare și apoi autorizație de construire a noului pod. Despre asta este vorba. Podul de pe Doftenița. Vedeți că ați citit proiectul de hotărâre până la terminare, scrie destul de clar, materialele provenite de acolo se va face venit la Primăria Comunii Dofteana. Dacă aveți discuții, vă rog. Avizul comisiei? Aveți favorabil. Supune la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, s-a votat cu număr de 17 consilieri. Trecem la următorul punct. Se propune spre aprobare finanțare pentru realizarea obiectivului de sfințare pod peste pârâul larg în satul Cucuieț, comuna Dofteana și întocmirea documentației de demolare a construcției podes din beton cu suprafață cale de rulare 32 metri pătrați. Da. La fel ca și proiectul anterior, e vorba despre podul de la Părâul Larg, care face legătura în Cucuieț, mai încolo de biserică, către școală. Acel pod, în momentul când s-a asfaltat prin proiect european Larga și Cucuieț, acel pod doar s-a turnat un strat de asfalt pe el și a rămas îngust față de drum. Cred că vedeți și dumneavoastră. În urmă cu un an, am luat o suprafață de teren de la un cetățean
în vecinătate aflându-se. Podul a rămas la mijloc, știți cu toții, și este impracticabil să circulă doar numai pe un singur sens. Proiectul a fost depus la Ministerul Dezvoltării și o să vă dau explicații la diverse, în ce situație ne aflăm cu el. Este depus pe Angel Saligny și sperăm ca în anul 2023 să-l demolăm pe acesta care se află acum și să reconstruim un nou pod cu două benzi de circulație în ambele sensuri. Dacă nu mai sunt discuții, avizul comisiei? Aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? S-a votat cu număr de 17 consilieri. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind intervenirea unor modificări în structura funcțiilor publice din cadrul instituției publice Primăriei Comunei Dofteana ca urmare a promovării în clasa a doamnei Șerban Ștefania Daniela din cadrul compartimentului executări silite și doamnei Popa Maria din cadrul compartimentului impozite și taxe locale. Da, ca urmare a finalizării studiilor superioare, cele două colegi vor trece pe studii superioare și este necesară modificarea structura funcțiilor publice a celor două posturi. Transformăm postul de referent 3, la principal, în funcția de inspector la asistent gradația 3, la ambele colegi, Șerban Ștefania și Popa Maria. Discuții pe acest proiect? Avizul comisiei? Comisia juridică, aviz favorabil, 5 voturi pentru. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? S-a votat cu număr de 17 consilieri. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurilor de modernizare prin betonare parțială din suprafață totală de 757 metri pătrați a drumului vicinal situat pe strada Lunca Mori, sat Larga, Comuna Dofteana, imobil cu număr cadastral 64.629, identificat la poziția 97 în inventarul bunurilor domeniului public al UAT Comuna Dofteana. Da. Este vorba despre drumul care face legătura din strada Brădățelului către Lunca Mori, drum care trece pe lângă investiția Cămin sau Centrul Cultural Larga, în care în luna decembrie sperăm să luăm în primire de la constructor și betonăm acel drum, întrucât era impracticabil. Am betonat o parte din curte, așa cum prevede în proiect și nu numai. Are loc confecția gardului, cred că în cursul zilei de ieri n-am avut timp să trec până acolo, dar cred că s-a finalizat aproape montajul gardului, iar chiar nu putem să luăm în primire așa, întrucât drumul arată și era așa anevoios, întrucât se scurg șapri pluviale multe acolo. Vă pun spre analiză și aprobare să-l betonăm pe toată lungimea, cât ține, nu tot drumul, ci doar atât cât este în dreptul nostru al căminului cultural din satul Largă, iar în continuare să putem să-l modernizăm, sau mai bine zis, întreținut și reparat cu piatră concasată până la capătul drumului, acolo unde are și locația domnul Costel Brescan. Da, avizul comisiei? Aviz favorabil, 7 voturi pentru. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? S-a votat cu număr de 17 consilieri. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIB, în vederea exercitării votului Consiliului Local al Comunei Dofteana. Da. Cum de fiecare dată e vorba despre ADIB, da? Adunarea generală a Asociațiilor ADIB, care trebuie să delegați primarul localității Dofteana să participe și să aibă drept de vot în ADIB, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. O să vă dau explicații la diverse despre ce este vorba cu ADIB-ul, care se ocupă în mod special și cu canalizarea. Da. Avizul comisiei? Comisia juridică, aviz favorabil, 5 voturi pentru. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? S-a votat cu număr de 17 consilieri. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind propunerea de realizare a proiectului de rețea școlară de către Consiliul Local și primar din raza administrativ-teritorială Dofteana. Da.
Am invitat pe cele două doamne directoare, doamna Isache și doamna Florian, în ședința Consiliului Local, întrucât dumnealor ne-a făcut o adresă, informând că s-a publicat în Monitor Oficial rețeaua școlară 2022-2023. Zic bine, doamna director? Da. Haideți să vă întreb, înainte de publicarea în Monitor Oficial, Inspectoratul de Învățământ v-a trimis o adresă? Nu a trimis. Am discutat și cu doamna Mariana Spoial, nu au trimis. Au trimis-o la noi. Bine, au trimis-o la noi, să înțeleg. Deci, dumneavoastră, ne solicită nouă punctul nostru de vedere sau votul nostru în Consiliul Local privind rețeaua școlară, da? Părerea mea era că i-ar fi fost bine ca inspectorul de zona dumneavoastră să vină și să aibă o discuție cu cei care conduceți școala Dofteana, care este o singură structură, și să vadă și punctul de vedere a cadrelor didactice. Pentru faptul că la ultimul control care l-ați avut la RACIP în urmă cu o săptămână, două, deci în urmă cu o săptămână, două, o parte din cadrele didactice, nu multe, una singură sau două, au spus celor la RACIP că școala se conduce greu de la centru. Da? Referindu-se la faptul că școala Hăgheac, Ștefan Vodă, Larga și Cucuiesc nu sunt conduse. Asta au spus cine au vorbit acolo, punctul lor de vedere. Eu am avut o discuție cu Aracipul, care am fost invitat la Aracip destul de clar, într-o discuție nu confidențială, ci numai cu reprezentanța dumnealor și cu unul din inspectorii de la Inspectoratul de Învățământ al județului Bacău, și dumnealor mi-a adus la cunoștință lucrul acesta. Motivarea mea a fost destul de clar. Școala Hăgheac, împreună cu școala Ștefan Vodă, și-a pierdut personalitatea juridică, pentru că nu primăria Comunii Dofteana a făcut această lege ca sub 300 de elevi să funcționeze, să nu poată funcționa școala cu PJ. Școala de la Cuieți, împreună cu școala Larga, care sunt structuri, urma să-și piardă în următorii ani personalitatea juridică. Eu am avut o discuție cu Consiliul Local și am hotărât împreună cu voturi în unanimitate ca școala Dofteana să fie condusă de la centru, cum se conduce astăzi, printr-o singură școală cu PJ, cu personalitate juridică. A fost așa, doamna director? A fost așa, dar dumneavoastră voie, unul singur este împotriva proiectului. Deci un singur cadru didactic susține punctul acesta de vedere, că fuziunea nu funcționează și că sunt sincope în management. Ceilalți au văzut că se poate conduce, chiar și echipa care a venit în inspecția RACIP a spus că în Iași, de acolo de unde vin dumnealor, sunt școli și mai mari. Noi avem 1207 elevi la momentul actual. În Iași sunt școli și mai mari, cu 2000 de elevi, cu și mai mult. Și se poate conduce. Dacă managerul este bun și dacă echipa managerială este performantă și dacă se susțin unii pe alții și nu unii merg într-o parte și ceilalți în altă parte, se poate conduce. Eu, în calitate de director, am pe doamna Isache alături, care tot timpul a fost de ajutor și am multe de învățat de la dumneai ei și cred că vom face echipă pe viitor până când o să pot și o să fie cazul să plec. Da. Da. Eu am înțeles aspectul, întrucât sunt și membru al Consiliului de Administrație și nu sunt faptul că sunt membru activ, particip la ședințele Consiliului de Administrație de fiecare dată, împreună cu cei care sunt reprezentanți ai Consiliului Local și colegi de ai dumneavoastră și Comitetul de Părinți de fiecare dată. Acea singură persoană care a adus la cunoștință celor de la RACIF și a spus punctul de vedere. Are dreptul să-și pună punctul de vedere, dar motivul este acela. Cândva a fost director și a condus destinele școlii Larga și Cucuieți, în care a obținut de la RACIP, o altă comisie, satisfăcător și nesatisfăcător. Satisfăcător și nesatisfăcător. A refuzat să pună la dispoziția Consiliului Profesoral și a Consiliului Local acel proces verbal emis de către Comisia RACIP la momentul respectiv și a intrat în conflict cu Primăria Comunei Dofteana
în care am avut două procese pe rol și primăria Dofteana a ieșit câștigătoare. Deci erau obligați, erau date cu publice, care erau obligați să le publice, să știe cetățenii din Cucuiesc și din Larga, faptul că copiii dumnealor au participat la o școală în care directorul respectiv a obținut satisfăcător și nesatisfăcător. La ora actuală, normal că caută să vorbim așa, își linge rănile, faptul că nu mai e director. Și ar vrea să mai fie probabil director, dar nu încurcă nimeni și putea să participe la examenele de director. Când ați voi avut în vedere că a obținut calificativele acelea, nu mai poate să fie director. Deci din motivul ăsta. Eu personal am făcut o adresă către Inspectoratul de Învățământ al județului Bacău la momentul respectiv și a venit corpul de control a inspectoratului, prin care în perioada controlului doamna la momentul respectiv și-a înaintat demisia din funcție de director. Deci acum degeaba tânjește pentru că e o boală care nu se mai poate vindeca. Deci nu mai primește nici la un fel de examen. Îmi pare rău. Examenul și l-a dat și a luat nesatisfăcător. Deci calificativ nesatisfăcător, știm cu toții că nu poți să mai conduci în aceste situații. Da, doamnă director, spuneți. Să știți că doamnele, două doamne au fost în control la noi referitor la ARACIV și au văzut în două zile cât au stat la noi toate discrepanțele astea, toate tensiunile dintre noi. Au spus la un moment dat, au spus așa subtil, că atunci când îți dorești să fii manager, trebuie să ai o viziune mai largă, o viziune, să-ți calci pe orgolii și să nu trebuiască să aduci interesele personale înaintea intereselor școlii. Au spus foarte bine lucrul ăsta și cine a avut de înțeles, a înțeles. Cine nu, va merge în continuare așa cum își dorește. Eu îmi doresc liniște pentru școala Scarlat Lunghin. Am luptat pentru lucrul ăsta și nu știu dacă o să reușesc în contextul actual. Îmi doresc. Am stat și am pus în balanță la ultimul Consiliu Profesorat pentru că s-a discutat procesul verbal de la ARACIV. Nu l-am ținut secret așa cum au făcut alți directori. Le-am discutat alături de colegii mei și am pus în balanță și mi-am dat seama că înclin balanța, sunt mai mulți aceia care mă susțin decât aceia care sunt împotrivă. Și de aceea, cred că sunt șanse să ieșim la liman. Mulțumesc. Poți să spun și-o câteva cuvinte? Lăsăm la o parte aceste lucruri care sunt minore, pentru că ce e val ca valul trece. Să știți că doamnele din echipa ARACIV au apreciat foarte mult și copiii și profesorii acestora. Au apreciat toți copiii, nu doar cei de la școala Scarlat Lunghin Dofteana. Au apreciat și la Larga, și la Cucuieț, și la Hăgheac, și la Ștefan Vodă și au rămas impresionate atât de copii cât și de profesori și, evident, nu în ultimul rând, de dotarea de care dispune fiecare dintre aceste școli. Și au spus că și-ar dori multe dintre lucrurile pe care noi le avem să le aibă și dumnealor. Și cu siguranță, mai devreme sau mai târziu, întotdeauna după furtună vine soare, se vor liniști lucrurile. Mulțumesc! Da, mulțumesc! Da, e emoționant. Eu ce vreau să vă spun, înainte de a mai discuta și altceva cu dumneavoastră, vreau să vă felicit pentru faptul că țineți piept acestor care nu sunt mulți, după cum vă spuneam la început, cuibușor mic de vespi din școala Scarlat Lunghin, care vă înconjoară acolo și nu vor binele școlii. Știu destul de bine. Nu vor binele școlii și fac decât să facă ceva ce trebuie, fac ceva anormal. Da. Și le știți destul de bine, n-are rost să le enumăr. Dar totuși vă felicit pentru faptul că țineți piept. Iar pe doamna Isache, o felicit, într-adevăr, dumnei are o vârstă în care își spune cuvântul și ai ce să înveți. A fost și director, a fost și director adjunct, a trecut prin multe valuri de când este director și director adjunct, dar
domnule, este mai docilă și ai ce învăța de la ea pe linie de învățământ și nu numai. Și totodată înțeleg că dumneaei a scris un proiect în care a obținut, spuneți doamnă, câteva calculatoare, da? Da, eu și doamna Zăpăr Alexandra, fiecare cu proiectul individual, am obținut câte 20 de calculatoare. 20 la Cucuiesc și 20 pe centru, care am zis că o să le dăm la Hâdia, pentru că ei nu au încă... Deci pentru un proiect pe care l-a scris, ați obținut 40 de calculatoare, da? 20, Alexandra 20, dar dacă ar fi să ne enumerăm toate reușitele la nivel de școală, ele sunt foarte multe. Și fiecare coleg depune eforturi și până la urmă asta contează, copilul. Și dacă, dacă într-adevăr elevul beneficiază de educație, acest lucru este cel mai important. Beneficiarul final sunt copiii, da? Dar totuși vreau să vă aduc la cunoștință niște lucruri pe care dumneavoastră le știți și vreau să le știți și Consiliul Local. Eforturile care au fost făcute de când sunteți la conducere dumneavoastră, inclusiv cu sprijinul nostru. Vorbesc 1 ianuarie 2022, acuși luna lui decembrie 2022. Când dumneavoastră ați preluat frâiele la școală și ați fost numiți doamna director prin examenul pe care l-a obținut de director adjunct și apoi director, dumneavoastră director adjunct, a fost lăsat dezastru anterior de ceilalți directori și director adjunct, actualul care este unul dintre ei. Da? Adică, n-au transmis inspectoratului de învățământ numărul de elevi care beneficiază de burse și am primit o sumă infimă. Vă vorbesc în bani vechi de 2 miliarde 200 și vreo 24. În condițiile în care trebuiau primite peste 11 miliarde, dumnealor nu i-a interesat. Cel care a fost director la momentul respectiv a plecat, mai puțin să-l intereseze, inclusiv documentația care trebuia făcută pentru masa caldă acestor copii din întreaga localitate. 1119 copii și au fost dat 480-490, atât, în loc să dea 1119 copii. Asta au făcut și au plecat. Să bat cu mâna în piept, că-s director și așa mai departe. Nu este adevărat, dragi colegi. Ce se întâmplă? Am făcut demersurile și n-am stat cu mâna în buzunar tot anul. Am făcut reclamație în numele Unității Administrativ-Teritoriale de Oftena la Corpul de Control a Prefecturii Județului Bacău, întrucât acești directori nu-și fac treaba, am făcut reclamații la Inspectoratul de Învățământ și în anul 2022, mă scuzați, au fost prezenți de 3 ori Comisia de Audit. Audit intern, audit extern și Corpul de Control a Prefectului. Din toate acestea, ce a ieșit? A reieșit faptul că cei ce erau la conducere în decembrie, noiembrie, octombrie 2021 nu și-au făcut treaba sau și-au făcut-o superficial, da? Ne-a lăsat în grija noastră și am făcut toate demersurile împreună cu conducerea școlii către minister, către Ministerul de Finanțe, către Inspectoratul de Învățământ și astăzi rectificăm bugetul, vă citi doamna contabilă, cu o diferență de burse de 9 miliarde aproape. Deci am primit de la Ministerul de Finanțe 9 miliarde, după cum vedeți, iar pentru burse, diferența de burse și cu 2 miliarde 200, deci 11 miliarde trebuia să aloci Comunei Dofteana și neglijențe care au condus la momentul respectiv, datorită lor nu s-au dat banii. Vinovatul cine a fost? Primarul Comunei Dofteana, da? Toată lumea m-au pus unii dintre ei pe rețele socializare, bineînțeles, ajutându-i și uneia persoane din opoziție, primarul este de vină. Pentru că directorul nu și-a făcut treaba, era primarul de vină și m-a pus pe rețele socializare de ce nu-și primesc burse. Informez pe posturile de mass media că începând cu data de 5-6 decembrie 2022, copiii din localitatea noastră care beneficiază de burse sociale, de burse de merit și tot felul de burse care sunt prescrise în baza legii, vor primi sumele de bani retroactiv la zi.
prin demersurile făcute de primăria Dofteana împreună cu școala. Împreună am făcut noi o adresă, dumnealor o adresă. Sunam la telefon, ați făcut și dumneavoastră, am făcut și noi. Iar bineînțeles, prin sprijinul doamnei inspector general Anca Igarbin, care ne-a acordat tot sprijinul mergând și la minister. M-a sunat din fața ministerului, domn primar, sunt aici, găsesc înțelegere, vă rog frumos să avem un pic de răbdare până rectifică bugetul național. Și uitați că s-a rezolvat situația. Asta este cu burse. Cu hrana copiilor, celor 1119 copii, am primit 8 miliarde. O spus doamna contabilă. Deci 9 miliarde la burse și cu 8 plus 2,200 la început, deci, doamnelor directori, ați primit anul acesta peste 20 de miliarde de la bugetul național, care beneficiarii sunt cine? Copiii din localitatea noastră. Prin demersurile noastre, într-un cuvânt, nu avem mere decât atâta noi, noi trebuie să ne facem treaba. Atât noi, autoritatea locală, cât și școala. Același lucru trebuia să o facă și acei care au condus în anul 2021 și au condus de proastă calitate. De ce să nu recunoaștem? De proastă calitate. Da. Unitatea administrativ-teritorială în urmă câteva zile a predat, nu, am făcut recepție la terminarea lucrării, școala Dofteana. Deci, școala Dofteana a venit tot felul de specialiști, dirigenți de șantier pe fiecare specialitate. Proiectanții, executanții, toți au venit și s-a semnat procesul verbal, inclusiv de Inspectoratul de Stat în construcția județului Bacău. Școala este conformă. S-a făcut simulări cu privire la situațiile și montajul ISU, în care, Doamne ferește, de un incendiu, de la un simplu buton, de la un fum apărut de undeva, declanșează alarma și copiii sunt evacuați. S-a făcut recepția la acel elevator care urcă persoane cu dizabilități până la etajul 2. S-a făcut recepția la acea aparatură electronică în care vine cineva, nu poate să ia lecțiile, să meargă până în clasă, apasă pe câteva butoane, bineînțeles, bine informat, și primește pe acel ecran jos de la bază lecția care se predă la etajul 1 sau la etajul 2. S-a luat în primire cele 25 de calculatoare la laboratorul IT. S-a luat în primire cele 15 laptopuri, da? Câte un laptop la fiecare clasă. Tablele digitale și celelalte care sunt nedigitale, dar și ele sunt la fel de performante. Deci, într-un cuvânt, în afară de faptul ce spunea doamna directorul Isachi, cele 40 de calculatoare pe care le-au obținut dumnealor prin proiectul care l-au inițiat și l-a scris doamna Iorga împreună cu doamna Isachi și cu toată echipa dumnealor, școala Dofteana este dotată cât se poate de bine, cu tot strictul necesar. O singură persoană care a fost, sau două care au fost nemulțumite și la controlul Aracip și reclamațiile care mi-au fost făcute mie către DNA, faptul că am modificat canalizarea sau și așa mai departe, altele, au venit Inspectoratul Stat în Construcții și și-au dat acordul conform faptul că școala funcționează normal, toate dotările sunt legale și s-au respectat proiectul și condițiile legii. Rugămintea mea, în calitate de reprezentant a comunității, doamnelor director, vă rugăm foarte mult să vă implicați, aveți tot ceea ce vă trebuie și să le transmiteți și colegilor dumneavoastră cadre didactice, să faceți echipa cât mai mare, cât mai largă între dumneavoastră, să se leze orgolele și discuțiile din exterior, să facem echipă, pentru că școala, biserica sunt acele generatoare de educație în întreaga lume. Vedem, se discută multe lucruri la licee, diferite licee și în alte locuri unde sunt acei traficanți sau consumatori, Doamne ferește, de droguri, în care dumneavoastră la lecțiile dumneavoastră de dirigenție puteți să-i explicați că nu se numește decât atât distrugere de oameni și de ființe umane, cei ce consumă așa ceva. Sper că am vorbit destul despre așa ceva. La ședințele Consiliului de Administrație vă asigurăm de toată prezența noastră, a membrilor Consiliului de Administrație, care, de Consiliul Local, care au fost aleși de către Consiliul Local trimiși acolo.
o bună comunicare cu Comitetul de Părinți, iar în calitate de reprezentant a comunității, inclusiv la ședințele cu părinții, mă puteți chema și voi spune de fiecare dată prezent. Vă mulțumesc! Doamnele de la Aracip au apreciat legătura strânsă între primărie și școală, au punctat lucrul ăsta și am obținut foarte bine, pentru că era și o rubrică dedicată în acest sens, iar când au plecat au spus că și-ar dori un primar ca și domnul Ioan Bujor. Nu mă mai laudat, doamnă, lăsați. Lucrul acesta mi-a spus și mie, nu faptul că mă-i ceva de laud, dar a spus că în localitățile dumnealor nu au așa ceva și în alte orașe. Dar dacă totuși mi-ați ridicat mingea la fileu, să știți că orașele beneficiază prin ADR Nord-Est și de 5 milioane și mai mult de euro pentru modernizarea unei școli. Idem, și am fost în vizită la luarea în primire a școlii numărul 1 Târgu Ocna. Are o sală de sport superbă. Școala reabilitată în totalitate, care am stat de vorbă cu domnul primar, o depășit 5-6 milioane de euro. Deci ADR Nord-Est ce face? Supraveghează cu atenție cheltuirea banului public, iar pentru mediul urban alocă foarte multe sume de bani. În mediul rural, 1 milion de euro. Deci școala noastră am depășit 2 milioane de euro probabil până astăzi, iar dumnealor în mediul urban depășește și 5-6 milioane de euro. Dacă nouă ni s-ar aloca sau s-ar schimba ghidul solicitantului, v-aș spune că școlile din Dofteana cum arată, ar arăta mult mai bine. Da, vă mulțumesc. Alte discuții pe baza acestui proiect, dacă nu mai sunt? Avizul comisiei? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. S-a votat cu număr de 17 consilieri. Trecem la următorul punct. Se propune transformarea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Dofteana, ID Post 212471, din funcția publică de polițist local clasa 1 asistent, în funcția de publică de polițist local clasa 1 gradul principal, compartimentul de ordine publică din cadrul serviciului de poliție locală Dofteana. Aici avem transformare de ordine. Polițist local clasa 1, un polițist local clasa 1 cu totul principal. Funcția este vacantă, se dorește modificarea, transformarea funcției. La compartimentul de ordine publică, în cazul să fie șanțele la funcție unică, da. Avizul comisiei? Comisia publică a fost favorabil, 5 voturi pentru. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. S-a votat cu număr de 17 consilieri. Trecem la următorul punct. Se propune aprobarea cuantumului și tipurilor de burse alocate pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Dofteana la Școala Gimnazială Scarlat Lung din Dofteana pentru anul școlar 2022-2023, după cum urmează. Bursă de performanță, un beneficiar 500 lei, elev. Bursă de merit, 50 de beneficiari, 20 de lei. 200 de lei, elev. Bursă de studiu, 88 de beneficiari, 150 de lei de elev. Bursă de ajutor social, 384 de beneficiari, 200 de lei de elev. Da. Domnule primar. Deci, sumele de bani pe care dumneavoastră vi le-am spus mai înainte vor ajunge. Ați observat, așa cum v-a spus domnul, deci 500 de lei de fiecare beneficiar de elev, scrie bursă de performanță. Ce înțelegem prin bursă de performanță, doamnă director? Copii care au rezultate excepționale. Care au merite excepționale, da? Bursă de merit? Copii care obțin rezultate foarte bune la învățătură. 9-50 în sus. Bursa 10 de studiu, la lucrare și fără absențe, să nu fie. Da, deci astea sunt criteriile. Și bursa de studiu? Între 8.50 și 9.50. Așa. Și cele de ajutor social, care sunt 384? Ajutor social sunt burse de boală, de venit mic,
Copii din medii defavorizate. Copii care au deficiențe sau afectări funcționale, sunt mai multe tipuri. Sunt... Bine, dar vreau să vă întreb așa, dacă acești copii care sunt beneficiari au absențe, beneficiază de așa ceva? Comisia actualizează în fiecare lună această situație. Da, deci vă rog foarte mult, noi am avut discuții în Consiliul de Administrație, da? Da. O fie bursă socială, toată lumea este necăjită, dar cred că această bursă socială este dată să-i determine să meargă la școală. Bineînțeles, nu să-i determine să meargă la școală și să stea ca lemnul în bancă, să fie activ. Da? Asta se facă. Eu am insistat și la un profesor profesoral să se pun absențele. Erau profesori care veneau rapid, începeau ora și uitau de acest aspect. Nu există. Nu există. Deci asta înseamnă că cei ce nu pun absențe. Și copilul la acel moment este în altă parte decât în clasă, iar cadrul didactic nu-i pune absent, asta înseamnă că fură statul român. De ce? Beneficiază de niște sume de bani, din bani publici, și el nu merită banii ăștia. Și el unde stă? El stă afară la joacă sau nu vine în ziua respectivă la școală, stă acasă și beneficiază de bursă. Nu. Acești bani au fost dați pentru copiii care merită, pentru copiii care sunt performanți și pentru acei cu probleme sociale, într-adevăr, care sunt cu probleme sociale, cu venituri mici, dar să meargă la școală. Avem mediator școlar, avem microbus școlar, avem toate condițiile să meargă la școală, iar părinții să fie activi, cum știe, să ne pună pe roțelele socializare, că nu primesc banii, nu primesc, că noi trăim din bursa respectivă. Păi nu, părinții le recomand să meargă la muncă, iar bursa respectivă care o primește să fie pentru întreținerea copilului, pentru hrana copilului, pentru îmbrăcămintea copilului. La școală are un pachetel copilul, care este dat tot de către statul român, de primăria Comunii Dofteana, asta să facă. Deci vă rugăm să respectați aceste criterii, pentru că și controlele vor fi și clasele vor fi verificate, nu înseamnă că îl treci pe copil, nu-i treci absent, hai să trecem așa, primește și bursă, dar el stă și acasă. Și bate doba în centrul Comunii Dofteana. Asta face. Mănâncă seminții și primește bursă. Deci vă rog foarte mult criteriile să fie în aplicare așa cum prevede legea și în condițiile legii. Alte discuții? Dacă nu mai sunt, avizul comisiei? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? S-a votat cu număr de 17 consilieri. Trecem la următorul punct. Se propune declararea unui imobil ca bun de interes public local, teren cu număr cadastral 61.946, situat în intravilanul și extravilanul satului Dofteana, strada Parcului, punct Lunca Dofteana. Suprafață totală de 17.921 de metri pătrați, din care suprafața intravilan 14.647 metri pătrați și suprafața extravilan 3.274 metri pătrați, categorie de folosință pășune. Da. Sunt aceste două proiecte cu introducerea domeniului public. Mă uitam în... Da. E vorba în spatele parcului, parculețul de agrement, cu numărul cadastral respectiv. Am făcut o adresă, o cerere de intenție, către Compania Națională de Investiție să construim un azil, un centru de bătrâni. Suprafața de teren este mult mai mare față de când ne-ar trebui nouă. În aceste condiții îi limita între intravilan și extravilan și o trebuie să defalcăm doar numai intravilanul. Ca el să fie amplasat chiar în spatele părculețului, în spatele părculețului nostru de agrement. Și le-am transmis la Compania Națională de Investiții, inclusiv adresa pentru after school, pentru demolarea acestei școli din satul Bogata, care nu are niciun obiect de activitate astăzi, și reconstruirea unei clădiri P+1, inclusiv demolarea și grădiniței, pentru after school. Motiv pentru care v-am adus la cunoștință despre școală, faptul ceea ce am intenționat și am făcut adresele, ele sunt cu număr de înregistrare la Compania Națională de Investiții, inclusiv centrul de bătrâni. Informațiile pe care le am despre centrul de bătrâni și celelalte care sunt, sper că în anul 2023 să ne apucăm să întocmim documentația și să o depunem acolo unde este locul. Mulțumesc. Da. Avizul comisiei? Aviz favorabil cu 7 voturi pentru.
Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? S-a votat cu numărul de 17 consilieri. Trecem la următorul punct. Se propune introducerea unui teren. Ce același teren. Declararea și introducerea. Același teren, le-am spus. Tot e la ultimul, nu? La ultimul, da. Da. Deci trecem la ultimul punct. Se propune Consiliul Local Dofteana aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați pentru proiectul modernizare drum comunal din DN12A, Canton Silvic Larga și pod peste Pârâul Larga, Comuna Dofteana, județul Bacău. Da. E vorba despre modernizarea drumului comunal DN12A, Canton Silvic Larga și podul peste Pârâul Larga, Comuna Dofteana, județul Bacău. E vorba despre indicatorii tehnico-economici, bugetul de stat 6,166,247, deci cât dă statul și ce trebuie să dăm noi e 745,947,37. Ce se întâmplă? E vorba despre o actualizare a valorilor, lucrarea se află aproape spre final, mult tare nu mai e decât îmbrăcămintea cu betoane la punti la regulă, acostamentele de la pod Guțeș la deal până la cantonul Silvic și rigole în zona Niță Gheorghe la Larga. Marcajul pietonal și apoi se vor încheia lucrurile, dar nici într-un caz anul 2022, nu, pentru că vremea nu ni se permite. Trebuie să transmitem la Ministerul Dezvoltării indicatorii tehnico-economici, sper să fie ultime, pentru că s-au actualizat prețurile în funcție de creșterea valorilor la materiale de construcție. Alte discuții, dacă nu mai sunt. Avizul comisiei? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? S-a votat cu număr de 17 consilieri. Deci toate punctele pe ordinea de zi s-au epuizat. Ședința este închisă. Vă mulțumesc. Da.